CNCD a amendat cu 16.000 de lei site-ul Times New Roman pentru articolul la adresa iubitei lui Liviu Dragnea, atmosfer degradant la adresa femeilor din PSD. Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, într-un itinerariu din adezolionare a petiilor în data de 2504.2018, a adoptat sancționarea site-ului www.timesniuromanro.ro, cel care a postat un articol cu titlul Curva lui Dragnea, asaltat de PSD și, în data de 12 martie. Conform CNCD, articolul creează o atmosferă ostil, degradant, umilitoare la adresa femeilor membre PSD, reprezint discriminare, încalc dreptul la demnitate al acestora. Consiliul a aplicat o amendă de 16.000 de lei la adresa site-ului. Articolul postat pe pagina de internet www.timesniuromanro.ro, din data de 1203.2018, cu titlul Curva lui Dragnea, asaltat de PSD și, prin care se creează o atmosferă ostil, degradant, umilitoare la adresa femeilor membre PSD, reprezint discriminare, încalc dreptul la demnitate al acestora, conform articolul. Alin.1. Iar 15. Din OG 137/2000, republicat. S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 5.000 lei pentru Infant Media SRL, care administrează publica ea, 5.000 lei pentru autorul articolului, 3.000 lei pentru editorul EFI, 3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL, obliga ea de a publica pe www.timesniuroman. Un rezumat al hotărârii înspe pentru o perioadă de 30 de zile, precum e în două cotidiene naționale. Hotărârea adoptat cu unanimitate de voturi a celor prezenți, 8, cu excepția amenzii privind administratorul societii comerciale, 2 voturi împotriv. Se arată în hotărârea CNCD,